Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Ora 20, doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Business la Superlativ și vă mulțumesc! În această ediție vom discuta despre cripto, moneda Bitcoin, cunoscută și în România. Vom vedea exact cât de bine este cunoscută și, în același timp, vom afla de ce este considerată aurul prezentului, dar mai ales al viitorului. Mai mult decât atât, vom vedea și ce se întâmplă cu vânzătorii și cumpărătorii pentru această criptomonedă. Discutăm pe larg subiectul acesta interesant de natura investițiilor cu George Rotariu, antreprenor de profil și CEO Bitcoin România. Bună seara, George, bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Este foarte important să alcătuim profilul tău antreprenorial dincolo de Bitcoin pentru ceea ce te cunoaște România și nu doar România. Cine ești tu într-un minut când nu te vede nimeni sau când nu te ocupi de investiții? Bun. Îmi place această întrebare și o să o percep ca fiind o întrebare mai mult spirituală decât pe latura asta materială a lucrurilor și atunci o să-ți răspund în consecință. Eu sunt, cine sunt eu, cine suntem noi oamenii, cred că dincolo de toate suntem conștiință, care această conștiință se regăsește în fiecare dintre noi și nu numai în oameni, se regăsește atât în animale și în tot ceea ce este viu pe această planetă, inclusiv în planeta în sine. Ca să depășim această latură spirituală, mă consider un om care a trecut prin diferite situații în viața lui. Am venit dintr-o familie normală, din București, România, m-am născut în București, sunt român, și, mă rog, am reușit de-a lungul timpului să descoper că oamenii pot să realizeze tot ceea ce își propun să realizeze dacă își doresc suficient de mult și dacă intențiile pe care le ai sunt pozitive. Deci ăsta sunt eu, dincolo de business-urile pe care le-am creat, le-am dezvoltat și în continuare le conduc. De cât timp ești antreprenor? Este o poveste foarte lungă. Cam dintotdeauna am avut spiritul antreprenorial în mine. Businessul cu care, să zic, am avut un real succes este Bitcoin România. Deci am început acum 10 ani, am împlinit 10 ani anul acesta. Am sărbătorit 10 ani anul acesta. Deci practic de 10 ani. De 10 ani. Înainte de Bitcoin România, care e o casă foarte frumoasă în mijlocul orașului și care e de fapt un fel de bancă centrală pentru această criptomonedă în România, vom vedea exact ce se întâmplă cu ea, tu ai început să investești în această direcție și mă gândesc că așa a venit proiectul și la noi în țară. Da, într-adevăr, povestea se întoarce până în anul 2013. În anul 2013 eu locuiam în Barcelona, am aflat pentru prima oară despre Bitcoin. Bitcoin a avut o creștere semnificativă de la 2 dolari la 80 de dolari, a fost undeva în 2013 la început. Știrea s-a răspândit la nivel global. A ajuns această informație și la mine prin intermediul fratelui meu care locuia la vremea respectivă în Canada. Mi s-a părut o informație foarte interesantă, m-am documentat, am studiat piața la momentul respectiv și am început să investesc într-adevăr. Deci primul meu contact cu Bitcoinul a fost în 2013, am început să investesc eu personal, după care am început să cumpăr și să vând această criptomonedă. Și cum s-a dezvoltat cererea și în România? Că mă gândesc că de aceea a luat naștere proiectul. Da, e o poveste foarte interesantă pe care o să încerc să ți-o spun în mai puține cuvinte. Eu locuiam în Barcelona, așa cum ți-am spus, am creat un site de la distanță care se numea bitcoinromania.ro. Pe acest site, practic, era un singur mesaj care spunea cumpăr și vând Bitcoin și era numărul meu de WhatsApp de Spania, unde oamenii mă contactau. Și apoi, pe lângă tranzacțiile pe care eu le efectuam la vremea respectivă în Barcelona, au început să intre comenzi, să zic așa, și din România. Îmi scriau oamenii, salut, vreau să vând, salut, vreau să cumpăr. Ok, făceam aceste tranzacții prin intermediul tatălui meu. Îl sunam pe tata, îi spuneam, tată, mergi, întâlnește-te cu domnul respectiv la benzinărie. Ok, el îmi trimitea bitcoinii, tata îi dădea banii. Sau invers, el îi dădea banii lui tatălui meu și eu îi trimitam bitcoinii din Barcelona.
Practic așa s-au făcut primele tranzacții, după care volumele au început să crească foarte mult pe piața din România și atunci am luat decizia să mă întorc în țară, să deschidem o firmă, pentru că până atunci tranzacțiile se efectuau de la persoană la persoană și am zis că ok, volumele încep să crească, e nevoie să deschidem o societate comercială, să facem lucrurile așa cum trebuie să făcute. Și din acel moment, practic, a luat naștere Bitcoin România. După înființarea societății în martie 2014, la câteva luni distanță, am adus și primul ATM de cripto din Europa. La vremea respectivă era al cincelea ATM din lume. L-a adus de unde? Din ce țară? În colaborare cu din America, erau fabricate în America. Pe vremea respectivă era o singură firmă care fabrica ATM-uri cripto. Și era în America, în Las Vegas, se numeau Bitcoiniacs, firma respectivă, nu, Robocoin. Am luat primul ATM Robocoin în colaborare cu Bitcoiniacs, care erau cei care au adus primul ATM de Bitcoin din lume. Noi am contactat, am zis, uite, am vrea să aducem și noi primul ATM din România și din Europa. Ei au fost încântați de situație, am discutat un deal în care să facem chestia asta împreună. Ne-am înțeles și așa a venit primul ATM. Așa a venit. De ce ați simțit nevoia să investiți în această clădire, care nu știu dacă e proprietatea voastră sau da, este o închiriere de spațiu, în ideea în care este o clădire foarte mare? Și ce faceți mai exact cu acest spațiu sau ce se întâmplă în cadrul întâlnirii voastre cu oamenii? Faceți consultanță și educație în zona respectivă, nu știu, intermediați, vânzătorii și cumpărătorii, sau de ce e nevoie de un spațiu fizic, câtă vreme lucru cu moneda este unul digital? Avem nevoie în primul rând de mult spațiu pentru că suntem o echipă destul de mare, am destul de mulți colegi și au nevoie de câteva etaje ca să-și poată desfășura activitatea într-un... Am vrut ca ei să-și desfășoare activitatea într-un sediu cât se poate de frumos, pentru că atunci când venim la muncă, cred eu că condițiile sunt foarte importante, să venim cu plăcere și să ne facem treaba așa cum trebuie. De asemenea, tot ceea ce ai spus anterior, da, îți răspund cu da. Facem și consultanță, facem și întâlniri cu diversi investitori care, sau posibili investitori care doresc să înțeleagă mai bine piața, vor să înțeleagă, ok, să ne cunoască și pe noi personal, să vadă dacă își doresc cu adevărat să facă aceste investiții, pentru că uneori sunt investiții foarte mari valorice și atunci era important ca noi să fim ușor de găsit. Și atunci când oamenii vin la noi să învețe sau să înțeleagă mai bine piața criptomonedelor, noi să fim acolo și să-i primim într-un spațiu plăcut. E foarte important să înțelegem dacă mai este controversată ideea aceasta de poate tehnologie blockchain, în special Bitcoin, pentru că mă gândesc că Bitcoinul este cea mai populară, cea mai cunoscută, poate cea mai accesată criptomonedă. Controversată din punctul meu de vedere n-a fost niciodată. Că au fost diverse voci care au încercat să împingă în jos o tehnologie revoluționară foarte utilă societății și oamenilor în principal. Asta e partea a doua, dar noi întotdeauna am susținut că tehnologia blockchain este aici să aducă foarte multe îmbunătățiri, este aici să completeze anumite nevoi ale societății, este aici să îmbunătățească sistemele financiare existente și atunci, încă o dată, nu cred că există nimic de genul acesta în tot ceea ce înseamnă Bitcoinul sau tehnologia blockchain. Poate unii au fost sceptici, cel puțin la început de a spun că dacă tu te ocupi de business-ul ăsta de 10 ani, probabil că în lume existența acestei criptomonede este una mai veche de atât. Da. Cu siguranță, tu poate ești un antreprenor, cu siguranță unul tânăr, da? Asta e o realitate. Dar ești unul vizionar, pentru că la început, când afli de un domeniu, dacă nu ești iubitor de risc, nu poți să pariezi pe un business oricare ar fi acela. Deci, practic, tu ai încercat marea cu degetul pe porțiunea în care erai sau poate în Spania atunci unde te aflai și pentru că la tine a funcționat, cu siguranță ai fost un ambasador și un promotor și ai convins și alți oameni de realismul cu care se desfășoară lucrurile în acest domeniu. Corect, așa este, da, chiar am avut, îți dai seama, de când am venit în țară am avut foarte multe discuții cu diversi oameni și oameni de afaceri și, mă rog, investitori, antreprenori și oameni care munceau pur și simplu într-un job
9 to 5 și îți dai seama că opiniile au fost diverse, de la noul Caritas, la nu știu ce, exact. Și am fost surprins uneori de aceste reacții, mai ales la început, dar de fiecare dată eu le-am spus, nu are nicio legătură, vă recomand, pentru că am observat o tendință, oamenii, toți avem grupuri de prieteni, corect? Oamenii, în general, ok, când auzeam Caritas sau chestii de genul ăsta, acuzații foarte dubioase, întrebam, ok, dar de unde ai această idee? Te-ai documentat? Adică ai citit? Nu. Păi și am auzit. Ok, oamenii au tendința să preia ceea ce aud la cineva, cea mai simplă variantă. Nu e bun. Nu e bun. Ce aia? Nu e bun. Ok, nu e bun. Asta e și părerea mea. Dacă mă întreabă altcineva, nu e bun, că așa am auzit eu că nu e bun. Nu. Ce le-am recomandat întotdeauna oamenilor și continui să fac asta, dragilor, haideți să investim 30 de minute, 60 de minute. Sunt foarte multe informații care se pot găsi acum pe internet. Nici măcar nu e nevoie să apelezi la un specialist. Dacă vrei totuși să apelezi la un specialist, de-aia avem această clădire de 6 etaje în centrul Bucureștiului. Avem ușile deschise oricând, de luni până vineri, oamenii pot veni să pur și simplu să se documenteze, să înțeleagă mai bine anumite tehnologii, anumite criptomonede, de ce să investească în ceva și nu în altceva, de ce noi promovăm Bitcoin-ul. Și întotdeauna am rămas consecvent și am promovat doar Bitcoin-ul, deși sunt foarte multe alte business-uri din domeniul cripto care și-au făcut propriile monede astfel încât să promoveze tot felul de chestiuni care, din păcate, n-au performat întotdeauna bine, ba chiar au ajuns să nu mai valoreze nimic. Noi n-am vrut să facem aceste lucruri, deși erau oportunități prin care am fi putut să câștigăm foarte mult într-un termen foarte scurt, întotdeauna am refuzat să facem asta și am continuat să le recomandăm oamenilor ceea ce credem noi că este și va fi în continuare cel mai performant asset, și anume Bitcoin-ul. Da, și cred că de asta am și reușit și suntem în continuare de 10 ani pe piață, suntem lideri de piață și continuăm să creștem, să ne dezvoltăm rețeaua de ATM-uri și produsele și serviciile pe care le oferim. Legat de clădire, se vede că e o companie antreprenorială românească, în sensul în care aveți sediu central și nu, eu știu, nordul Bucureștiului. Și atunci aș întreba în continuare dacă ea ia și forma unei bănci centrale, pentru că foarte aproape de voi este și Banca Națională a României. Deci, cu alte cuvinte, este o clădire iconică, aleasă special în centrul Bucureștiului? Da, da, chiar am căutat spațiu și atunci când am căutat multă vreme spațiu și atunci când s-a evitat această oportunitate, ne-am bucurat foarte tare, pentru că într-adevăr, este în centru, noi suntem din București, adică aici am copilărit și încă suntem nostalgici pe un centru. După kilometrul zero, exact, nu? Exact, da, după kilometrul zero. Fratele meu chiar și locuiește în zonă, eu m-am mutat în nord, dar îmi place să vin în centru în fiecare zi, la birou. Într-adevăr, are legătură și cu Banca Națională. Noi nu suntem o bancă centrală. Noi suntem... I-am spus cu ghilimele de rigoare, în sensul că voi autorizați sau reglementați procesul din România. Cineva care vine, o instituție financiară cu credibilitate, să vadă ce se întâmplă cu Bitcoin România sau cu oamenii care investesc? Am avut foarte multe controle de la instituțiile din România. De fiecare dată am colaborat cu ei, de fiecare dată i-am ajutat, inclusiv când au fost situații, nu știu, cu poliția sau chestii de genul ăsta care au avut tot felul de spețe și de situații, am încercat să-i ajutăm pe cât am putut noi, cu informații, bineînțeles, la început vă dați seama că nici ei nu știau ce se întâmplă, stai corect, puțin, ce e asta, cum funcționează. Tot timpul am fost deschiși să lucrăm cu oamenii, însă, într-un final, nu suntem chiar ca o bancă centrală, dar cam tot ceea ce pot să facă oamenii prin intermediul serviciilor noastre, da, putem fi considerați ca atare. Ca o bancă, sigur sunteți, pentru că aveți ATM-uri, acele, e un bancomat, practic, de unde tu te duci și cumperi Bitcoin și la rândul tău poți să, nu, vinzi și cumperi, efectiv, asta faci? Pui lei în ATM și scoți Bitcoin? Da, și nu numai Bitcoin. Sunt mai multe criptomonede care pot fi tranzacționate prin intermediul rețelei noastre de ATM-uri. Avem o rețea destul de extinsă, avem 100 de ATM-uri la nivel național și încă suntem în drumul spre cele 300 despre care spuneam eu anterior, la număr la care vrem să ajungem și număr pe care îl considerăm ok pentru piața din România. Deci suntem într-o continuă dezvoltare pe partea aceasta și da, toate celelalte servicii, adică oamenii pot să investească în diverse asset-uri prin intermediul nostru, ceea ce ne face similar cu un fond de investiții
/bancă, da. Bun, ușor, ușor o să ajungem către campania de susținere a economiei, de altfel prima noastră campanie, dar până atunci te-aș întreba de ce spui tu că această criptomonedă denumită Bitcoin poate fi considerată aurul viitorului? Păi, este foarte simplu. De fapt, nu poate fi considerat aurul viitorului. Este deja considerat aurul 2.0. Sunt foarte multe motive. Sunt anumite similarități și chiar compartimente, să zic, în care Bitcoinul depășește cu mult calitățile aurului ca investiție pe termen lung. Și anume, în primul rând, unul dintre aturile aurului este că este un metal rar, corect? Un metal prețios rar. În teorie, cel puțin, pentru că în practică nu știm cât este de rar, că poate este infinit, poate este produs infinit, pentru că se tot găsesc mine peste mine peste mine, deci nu știm exact cantitatea totală de aur existentă în lume. Și atunci nu știm nici măcar cât de rar este, că poate se găsește prin mult mai multe locuri, dar nu se caută. Aici Bitcoinul este superior. De ce? Pentru că știm exact cantitatea totală a Bitcoinului și anume nu vor fi niciodată mai mult de 21 de milioane de unități. De ce? Pentru că nu vor fi, nu se pot crea, nu se pot produce. Asta vine de la fondator, creatorul? Exact, creatorul și fondatorul Bitcoinului, despre care nu se știe încă cine nu l-ai cunoscut sau ce grup de persoane. Nu l-a cunoscut și nimeni. Și dacă l-aș fi cunoscut, n-aș fi putut să vă spun. Ok. Dar nu l-am cunoscut, bineînțeles, fac o glumă. Deci avem, aici este limitată, este finit, așa cum spuneai, spre deosebire de aur, despre care tu spui că e infinit și ai mare dreptate, nu știi pe unde poți găsi. Exact. El este finit, asta îl face mai prețios și poate totodată mai scump, în sensul în care și eu vreau să dețin Bitcoin. Cu siguranță, gândește-te că în lumea asta, dacă fiecare milionar al planetei și-ar dori să-și cumpere un Bitcoin, nu sunt suficienți Bitcoin. Adică numărul milionarilor planetei este mai mare de 21 de milioane de unități câți Bitcoin vor fi pe piață, pentru că nici măcar nu am ajuns la 21 de milioane de unități. Inclusiv modul în care este creat acest sistem este foarte interesant, pentru că este creat un sistem deflaționist, în sensul în care la început Bitcoinul, când a apărut în 2009, a apărut Bitcoinul, deci la 4 ani înainte să intru și eu în acest domeniu, la început, în primii 4 ani de zile, din 2009 până în 2013, când a fost primul halving, apăreau 50 de bitcoin la fiecare 10 minute aproximativ pe piață. Deci se creau bitcoin noi pe piață, 50 de bitcoin la fiecare aproximativ 10 minute. Așa a fost creat sistemul. După primii 4 ani a avut loc primul halving și apoi din 50 apăreau 25 de bitcoin la fiecare 10 minute aproximativ, da? Apoi după următorii 4 ani 12,5 la jumătate bitcoin. Din 4 ani. Da, deci practic să ne imaginăm puțin, să facem o paralelă cu dolarii, se printează dolari, să zic, într-un anumit quantum anual. E, anul viitor se printează mai mult. Se printează și mai mult și mai mult și ceea mai ce mult. Ce înseamnă inflație? Când a fost pandemia s-au printat bani la nivele astronomice, adică foarte, foarte mult comparativ cu anii anteriori și atunci, da, se generează inflație, deci practic banii noștri, aceeași sumă de bani valorează mai puțin, adică poți să-ți achiziționezi mai puține bunuri de aceeași sumă de bani. Asta înseamnă de fapt inflația, că nu-ți mai permiți să-ți cumpere aceleași bunuri pe care îți permiteai să le cumperi anul trecut sau anii trecuți. Și atunci la Bitcoin este exact opusul. Sunt din ce în ce mai puțin Bitcoin noi care apar pe piață, cererea ridicată și poate din ce în ce mai ridicată, pentru că, uite, vorbesc cu tine acum, tu, deși poate până acum nu te-ai documentat în domeniul ăsta, înțelegi cum funcționează lucrurile și ți se pare interesant și ales să investești, deci crești cererea și poate sunt și mulți alți oameni care fac același lucru. Și atunci cererea crește, numărul monedelor scade, ce se întâmplă? Crește în valoare, nu? Crește în valoare. Despre această valoare și despre acest proces foarte important, pentru că tu ești un exemplu, să discutăm. Dar, așa cum spuneam, avem o primă campanie denumită Susținem economia României prin consumul de bunuri și servicii fabricate la noi în țară. Te întreb dacă tu ești adeptul acestei campanii. Dacă tu cumperi din România, nu știu, legume, fructe și alte produse, Bitcoin nu e românesc, dar devine prin Bitcoin românesc. Este și românesc, cum să nu fie, exact. Este și românesc prin Bitcoin.
Mexico, în România și prin ceilalți oameni din industrie care oferă servicii în sensul acesta. Deci este și românesc Bitcoinul. Vă felicit în primul rând, este o campanie foarte frumoasă și da, tot ceea ce ține de bunuri, servicii, produse, întotdeauna atunci când mă duc sau când fac un research, fac o căutare în legătură cu ceva, mă interesează să văd dacă este un produs românesc sau dacă serviciile sunt oferite de o firmă din România și atunci, dacă da, este un factor decizional pentru mine. Îmi place să susțin businessurile românești și, mă rog, să susțin alți antreprenori români. Foarte frumos, e o inițiativă foarte bună pentru că am răspunsul tău. Îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim campania noastră de susținere a economiei locale și revenim aici cu partea a doua emisiune. Lucrăm cu români, cu familii române, avem o firmă 100% cu acționariat și cu conducere românească și cu brandul românești. Eu consider că acest tip de colaborare și economia colaborativă este de fapt succesul în businessul de modă. Cred că e momentul, în al 12-lea ceas măcar, să începem să construim companii românești puternice care să le concureze și să uităm la un moment dat să nu mai vorbim despre multinaționale. În primul rând plătim taxe, angajăm oameni, ne aducem o contribuție importantă la creșterea economiei ca orice antreprenor. Suntem astăzi o organizație matură și suntem extrem, extrem de încrezători în viitor, deoarece activitatea companiei noastre are legătură cu ceea ce înseamnă dezvoltarea umanității în perioada următoare. Am căutat variante și avem și furnizori alternativi și în România. Am vrea să mutăm totul aici. Să vedem cât generezi, normal că și câștigurile sunt pe măsura ceea ce generezi. Am revenit în continuare la Business la Superlativ și vă reamintesc faptul că ne puteți urmări în toate rețelele de cablu din România, dar și în mediul online pe canalul nostru de YouTube Live și pe site-ul nostru a7tv.ro la secțiunea Live despre afaceri fabricate în România, care produc în România și care cresc economia națională. Discutăm în continuare cu George Rotariu. Îmi spuneai puțin mai devreme că aceste criptomonede sunt limitate la 21 de milioane de unități digitale, nici măcar palpabile, că de aici poate riscul și, eu știu, incertitudinea sau, eu știu, conceptul antreprenorilor mai clasici, mai pe tradiție. Cum, ce fac, nu văd, ce cumpăr, în ce investesc. Putem, sau inclusiv milionarii planetei despre care tu spuneai, pot cumpăra și fracții, adică unități mai mici dintr-un Bitcoin? Sigur că da și îți mulțumesc pentru această întrebare, pentru că adesea o primesc în mod surprinzător pentru mine, știind lucrurile mult mai în detaliu. Sigur, poți să cumperi, adică poți să investești, inclusiv noi avem acest serviciu pe care îl oferim clienților noștri, poți să investești și 50 de lei în Bitcoin. Tu o să cumperi o fracție, o mică fracție dintr-un Bitcoin. Bitcoinul poate fi divizibil până la 8 zerouri, adică poți să cumperi 0,00001 Bitcoin. Nu contează. Cea mai mică sumă e 50 de lei, practic 10 euro. 50 de lei prin intermediul ATM-urilor noastre. Teoretic poți să cumperi de orice sumă, doar că cumva rețeaua este făcută de așa natură încât dacă vrei să și muți bitcoinii respectivi, e posibil ca mutarea acestora să te coste mai mult decât valoarea lor, dacă este vorba de o valoare foarte mică. Și atunci trebuie să aibă și sens economic cumva. Dar poți cumpăra de orice sumă și în momentul în care atingi o sumă pentru care are sens, pe care are sens o și transferi dintr-un cont în altul, atunci să faci transferul de care ai nevoie. Deci, practic, astăzi răspund la întrebare, da, se poate achiziționa orice fracție dintr-un Bitcoin. Nu trebuie să cumperi. Bun, și când se epuizează și toate aceste fracții, mai ales că o să ajungem la 2024, să vedem ce s-a întâmplat, tu ne-ai spus și în cealaltă emisiune de actualitate, prin martie, atunci când a fost acel boom, când se epuizează toate fracțiile, ce se petrece? Adică vine un, nu știu, Elon Musk și zice, uite, George Rotariu, un Bitcoin e 62.000 de euro, da, cât este acum, îți dau 200.000. Se poate face sau nu aveți voie? Adică asta spun, dacă vine cineva și vrea să o cumpere la de 10 ori, multiplu de 10, prețul actual, se poate asta? Sigur că da, dar se poate cumpăra la orice, adică și un apartament care valorează 100.000, poți să-l cumperi cu 700.000 dacă vrei tu. Nimeni nu te oprește să faci asta, dar eu sunt de părere că adică se va cumpăra la prețul pieței, dar prețul pieței va ajunge să fie 200.000 sau poate chiar 1.000.000 de euro. De ce? Pentru că, așa cum
bine ai anticipat și tu, la un moment dat, oamenii, cei ca mine, spre exemplu, care eu atunci când fac o investiție în Bitcoin, uit, am Bitcoin acolo, acolo rămân. Îți spui toate informațiile. După o scurtă pauză de publicitate, revenim să vedem exact care este profitul cu care rămânem după această investiție și când putem scoate acei bani. Din nou la Business la Superlativ, despre aurul viitorului sau aurul digital 2.0, așa cum îi spunea invitatul meu în această seară. Spune-mi, te rog, deci tu ești unul dintre investitorii în această direcție care nu se opresc sau care? Nu, care din punctul meu de vedere, atunci când achiziționez Bitcoin, Bitcoinul este cel mai bun asset în care eu pot să-mi țin banii pe termen lung. Deci dacă ar fi să aleg între euro, dolar sau orice altă monedă existentă și Bitcoin, întotdeauna voi alege Bitcoin. Dacă ar fi să aleg între, inclusiv între investițiile imobiliare și Bitcoin, eu aleg Bitcoin. Și atunci, pentru mine, eu atunci când cumpăr Bitcoin respectiv, nu vor mai intra în piață foarte multă vreme. Adică de aici nu va cumpăra nimeni nimic o lungă perioadă de timp. Și așa cum văd eu lucrurile, sunt mulți oameni care văd lucrurile într-un mod similar și atunci, bineînțeles, bitcoinii care ajung la noi practic ies din piață. Și ce se întâmplă atunci când toți cei 19, că acum sunt 19.700.000 de bitcoini aproximativ pe piață, da, existenți, care pot fi tranzacționați, din care probabil că un procent, nu știu exact care este acesta, s-au pierdut. În sensul în care oamenii și-au pierdut portofelele, au fost o felul de povești de care probabil ai auzit, poți să-ți pierzi accesul către un portofel Bitcoin și atunci Bitcoin respectiv sunt pierduți pentru totdeauna. Nimeni nu mai poate avea acces la Bitcoinii respectivi. Ceea ce poate fi foarte trist, bineînțeles, dar trebuie să fim atenți. Așa cum putem să ne pierdem și banii, putem să pierdem și Bitcoinii, dacă nu suntem atenți. Bun, și atunci mai rămâne poate un număr X de Bitcoin care pot fi tranzacționați în momentul în care crește foarte, foarte mult cererea, da? Acești Bitcoin diferă prețul la care pot fi tranzacționați. Pentru că eu poate vreau să vând, eu mă gândesc, ok, eu să vând poate 10% din portofoliul meu atunci când Bitcoinul va ajunge 200.000, dar eu până atunci nu vând. Și atunci se vor vinde Bitcoinii care au vânzător la prețul, la valoarea actuală, la 60.000, 70.000, 80.000, 90, 100 sau cât vrea să vândă fiecare. Și atunci, la un moment dat, vor ajunge și la cei 200.000 ai mei, unde vreau eu, pentru că toți ceilalți bitcoini au fost deja achiziționați de către alți oameni care cred în această tehnologie și văd bitcoinul ca pe un asset foarte, performant. Și aleg să facă investiții în acest asset. Și atunci Bitcoin respectiv ies de pe piață. Se poate ajunge și la 200.000 și la 1 milion și la 10 milioane valoarea unei unități Bitcoin. La fel cum tablourile, care sunt foarte rare, ajung la niște valori astronomice, tocmai pentru că, ok, ia-ți altul dacă nu vrei să plătești atât pe asta. Practic licităm. Ajungem să licităm, deci nu mai cam aici se ajunge. Este o piață deschisă cu cerere și ofertă. Ce se întâmplă în 3-5 ani de acum înainte cu această valoare? Estimativ, sigur, acum nu ai o garanție, nu ne poți da cu semnătură înscris acest lucru, dar din experiența ta și din... probabil că a fost volatil, a scăzut, a crescut. Ce urmează? Pentru că probabil că tu știi că sunt anumite cicluri din 4 în 4 ani sau la o perioadă de timp, poate cuplată și la zona economică, urmează și o criză, vedem. Sigur, uite, o să-ți dau un exemplu din trecut. Am fost invitat în 2017 la o emisiune și Bitcoinul atinsese maximul istoric de $2000 și toată lumea era entuziasmată. Și am fost întrebat atunci cât cred eu că va ajunge să valoreze Bitcoinul. Și atunci am zis, eu cred, la fel cum cred și alți oameni, și am dat niște exemple ca să-mi apăr nebunia, am zis că atunci eu am spus că cred că va ajunge să valoreze undeva la $500.000. Și atunci s-a speriat moderatoarea și mi-a zis, știi că o astfel de declarație poate împinge oamenii să investească? Și zic, ok, da. Ție o să-ți spun că cred că Bitcoinul va ajunge să depășească valoarea de $1 milion. Nu știu dacă în 5 ani sau în 10, dar în intervalul dintre 5 și 10 ani eu cred că va ajunge să depășească valoarea de $1 milion. În principal din cauza, adică un factor foarte important va fi inflația. Inflația. Da. Bine, sigur, $1 milion peste 5 sau 10 ani nu va mai fi $1 milion, da. Probabil că va fi un fel de 750.000 de euro sau... Sau da, poate chiar 500.000. Poate 500 pentru că își pierde valoarea. Dar chiar și așa, dacă acum avem 60.000, 62.000, practic crește de 10 ori, nu?
600? 15 ori. Da. Dacă ajungem la 600.000, dacă într-adevăr își păstrează valoarea reală a banilor din 2024. Da, nu contează că nu o să ne raportăm la valoarea reală a banilor, ci o să ne raportăm numeric, da, valoric, să zic, adică numeric, dacă va ajunge la $1.000.000, practic va fi o creștere de 15 ori a banilor pe care i-ai investit. Bun, această monedă a avut, știi, e acel sinusoid, a crescut, a scăzut și acum oamenii se uită la noi și probabil că ne vor spune bine, dar prin toamna lui 2022 ce s-a întâmplat? Pentru că poate după acel moment oamenii care au deținut sau poate ca oamenii care erau tentați să investească în acest domeniu ar fi spus bine că n-am făcut acest lucru. Sigur că da, fiind o piață liberă și... Practic, valoarea unei unități este dată de cerere și ofertă. Din diverse motive, până acum pot să vă dau câteva exemple. Au fost niște proiecte foarte mari pe cripto care au dat faliment. Au făcut ownerii acelor proiecte, au făcut niște greșeli majore și atunci au ajuns să dea de pământ cu piața în diverse moduri. De asemenea, să nu uităm, am trecut printr-o pandemie, am trecut printr-un început de război, ceea ce a surprins toată planeta, inclusiv pandemia și războiul. Au fost niște situații neprevăzute care, bineînțeles, au făcut investitorii să fie mai precauți. Dar eu aș vedea alt aspect, care cred eu că este unul foarte pozitiv, deși s-au întâmplat toate lucrurile negative posibile, adică a fost un fel de worst case scenario la nivel global, valoarea Bitcoinului nu a scăzut totuși atât de mult, adică s-a dus undeva la 20.000, care este peste maximul istoric anterior, maximul istoric din 2018, care a fost în jurul valorii de $19.000. Și dacă e să ne uităm, eu vreau să ne uităm la Bitcoin, pentru că așa l-am promovat întotdeauna și așa am vorbit întotdeauna despre el, ca la o investiție pe termen lung. Și atunci, dacă ne uităm la orice moment anterior, 2020, oricând ai fi investit, acum valoarea investiției tale ar fi fost profitabilă și în cel mai prost moment în care s-au întâmplat toate chestiile negative, tot ai fi avut valoarea la care ai investit tu inițial. Deci, practic, nu ai fost niciodată în pericol. Da, e un procent cu care se depreciază moneda asta, în sensul în care de la 20.000 a ajuns la 62.000. Mă gândesc că până în 50 ani, când va ajunge ea $1.000.000 sau pe acolo de dolar, mai trece prin urcușuri, coborâșuri, în sensul că de la 62.000, la cât ar mai putea să scadă cel mult? Depinde. Este foarte greu să prevezi aceste creșteri și scăderi pe termen scurt. Eu niciodată n-am încercat să fac asta, dar ce am observat... istoric vorbind, am observat că de multe ori, adică de fiecare dată, momentele de scădere n-au mai fost atât de jos cum au fost cele anterioare. Adică Bitcoin n-a mai fost niciodată la $2.000, de atunci din 2017, de când am fost eu la emisiune și am declarat acel lucru, de atunci ala a fost singurul moment în care mai puteai să cumperi, ai mai fi putut să cumperi Bitcoinul la $2.000. Apoi și inclusiv a fost o creștere la 19.000 și apoi o scădere la 6.000. Dar n-a mai ajuns la 2.000. N-a mai ajuns la 2.000. Da. Uh-huh. Apoi de la 6.000 a crescut din nou la 20, de la 20 s-a dus la 60. De la 60 n-a mai ajuns niciodată la 6.000. A ajuns la 20. Și istoric vorbind, chiar dacă este o piață în scădere, că vor mai fi scăderi în piața cripto și valoarea Bitcoinului, bineînțeles, cred că nu va mai ajunge niciodată la 20.000. Da, interesant, pentru că, uite, dacă ne uităm la moneda euro, probabil din 2017-18 până în prezent, de la 4,5 a ajuns la 5 lei, adică destul de puțin crește, dar poate pentru cineva, știi cum e românul, mai puțin, dar mai sigur, știi, pas cu pas. Crește oarecum între ghilimele, nu știu neapărat dacă ai simțit această creștere în realitatea economică. Eu cred că cel mai bun exemplu pe care pot să ți-l dau de Bitcoin versus euro este la achiziția unei case, da? Dacă în 2017, când, să zicem, să dăm o casă care era evaluată la 100.000 de euro, da? Te-ar fi costat 100.000 de euro în 2017 și te-ar fi costat, erau 2.000 de euro Bitcoinul, 50 de Bitcoin, da? Corect. Ok. În 2020 te-ar fi costat 5 Bitcoin. Și probabil că 120.000 de euro aceeași casă. Corect? Corect. Deci, iată cum plecând de la 100.000 de euro
și 50 de bitcoin, am ajuns la 120.000 de euro aceeași casă și 5 bitcoin. Da? Deci ce se întâmplă în 3 ani de zile? Dacă euro își pierde valoarea, practic bitcoin nu mărește. Exact. Ajungem în 2024, unde bitcoin nu mai este 20.000, este 60.000. Și atunci cât cumperi? Cu cât cumperi casa? Nu mai cumperi cu 120.000, o cumperi cu 150.000, poate că au mai crescut prețurile. Și atunci tu cumperi cu 150.000 de euro aceeași casă sau cu 1,4 bitcoin, 1,5 bitcoin de la 60.000. Putem cumpăra și locuințe cu bitcoin? Cu bitcoin efectiv nu există un cadru legislativ, însă poți schimba bitcoin în euro și să faci achiziția respectivă. Se poate cumpăra orice practic cu bitcoin, important este, mă rog, să accepte oamenii cripto, plata în cripto, fie să faci schimb înainte și să faci achiziția ulterior. Bun, acum mă uit la bancherul de bitcoin, dacă vrei, George Rotariu, pentru că mă gândesc că și tu în continuare investești, adică ești jucătorul din piață, investitorul, dar la nivel de business voi din ce câștigați? Pentru că nu întâmplător v-am spus că luați forma unei bănci, dacă la bancă vedem comisioanele de tranzacție ca fiind profitul băncii respective, la voi cum stau lucrurile? Sigur, exact același lucru. Sunt comisioane care se aplică la fiecare tranzacție ce are loc prin intermediul exchange-ului nostru, platformei noastre online sau prin intermediul ATM-ului pe care le avem la nivel național. Cum arată profilul investitorului, al cumpărătorului, care ulterior mă gândesc că devine vânzător, din vânzător iar cumpărător și așa mai departe, sau nu știu exact dacă în piață sunt doar unii doar vânzători, alții doar cumpărători, în sensul în care este femeie, este bărbat, este tânăr până în 30 de ani, este iubitor de risc, este pasionat de digitalizare, călătorește sau din contră este și un antreprenor pe la 45-47 de ani, care a lucrat inclusiv în zona bancară și are portofoliu de investiții diversificat, are și active și pasive, investește și în imobiliar, și în terenuri, de ce nu și în fabrici, și la bursă, dar și în bitcoin. Da, este din nou o întrebare frumoasă care îmi place. Dacă la început, în 2014, erau oarecum mai nișați, erau oameni mai tehnici, oameni care cochetau cu zona de IT. Fie... Adică ce făceau IT-știi cu banii aia mulți câștigați, îi puneau în bitcoin, exact, nu? Exact, sau erau plătiți direct în bitcoin. Deci aveau direct bitcoin, da. Acum... Nu cred că există o anumită tipologie a investitorului sau a clientului nostru. Adică am văzut și de la doctori, doamne mai în vârstă, care voiau să trimită bani familiei într-o zonă unde situația bancară sau, mă rog, băncile nu făceau treaba așa cum trebuie și avea nevoie să trimită o sumă oarecum. Adică chiar am mai întrebat și eu de curiozitate când mai eram pe la sediu și interacționam cu clienții ce fac, adică ce fac, cu ce se ocupă, preoți, tot felul de oameni, da. Deci nu există un profil al investitorului. Toți oamenii care înțeleg, care s-au documentat, care cred în această tehnologie sau înțeleg avantajele, o folosesc. Fie că vor să transfere bani undeva, fie că vor să investească pe termen lung, fie că vor să-și pună o sumă lunar în bitcoin pe care să o păstreze pe termen lung. Tot felul de clienți cu diverse nevoi, deci nu există un profil al clientului nostru. Într-adevăr, aș putea să spun că se axează, adică sunt mai tineri, adică probabil sub 40 majoritatea, dar sunt și, exact, sunt și oameni care sunt peste 40 de ani. Și antreprenorii viitorului vor fi tot în această direcție sau ne mai surprinde lumea cu altceva peste 10, 15, 20 de ani? Clar, lucrurile se îndreaptă către digitalizare, clar, din ce în ce mai puțin ne place să avem bani fizici, avem și cardurile care cumva sunt același lucru, nu mai avem bani, avem tot niște cifre undeva acolo. Probabil că lucrurile vor continua să se îndrepte în direcția asta. Da? E important să ne uităm acum, George, pe de-o parte la taxe și impozite în această direcție. Adică voi cu siguranță din profitul pe care îl aveți, pentru că sunteți o societate, da, aveți obligații către ANAF în România. Sigur. Dar eu dacă sunt investitor, vânzător sau cumpărător, sau cumpăr sau am vândut și am acel profit în bitcoin, în portofelul digital, plătesc taxe, impozite? Adică cum vine fiscul și vede ce fac eu sau cum se întâmplă lucrurile aici? Da, s-a făcut o reglementare la un moment dat care mi se pare foarte convenabilă pentru noi, pentru oameni, adică se putea mai rău. Bineînțeles că oamenilor nu le plac taxele, dar este o taxă de 10% din profitul
pe care l-ai obținut. Practic, eu dacă, ca să-ți dau un exemplu foarte simplu, dacă eu investesc $100 și am scos $150, eu voi plăti 10% din diferența pozitivă de $50, adică ceea ce înseamnă 5. Da? Adică e din punctul meu de vedere. Și le plătești la fiecare 3 luni, 6 luni, așa cum faci pentru o companie normală sau la tranzacție? Nu, se plătesc aceste taxe la începutul anului viitor fiscal prin acea declarație de venituri din criptomonede, venituri din alte surse, odată cu acea declarație care se depune. Ceea ce e și statul fericit în definitiv și nimeni nu mai acuză pe nimeni de, eu știu, paradisuri fiscale. Corect. Asta este important. M-aș uita acum către zona aceasta de randament, dacă îl putem numi, în sensul în care să facem un exercițiu. Investești în bani, în valoare numerică sau în timp? În sensul în care am pus 5.000 de euro, da, sunt un om, un antreprenor, un telespectator care poate chiar nu e antreprenor, nu e pasionat de investiții, dar ție urmează exemplu de succes și vrea să parieze, cu ghilimele de rigoare, să investească, adică vedem ce se întâmplă, e un risc. 5.000 de euro, într-un an de zile, cât poate obține el? Încă o dată, este foarte greu și nu-mi place să fac presupuneri pe termen scurt. Eu văd investiția în Bitcoin pe termen lung. Pe termen scurt se poate întâmpla orice. Poți să ai poate aceeași valoare în euro, poți să ai poate cu 10% mai puțin, poți să ai și dublu investiției tale. Deci într-un an de zile se poate întâmpla orice. Eu nu prea mă raportez la perioade scurte de timp, ci întotdeauna m-am raportat la perioade mai lungi de timp și atunci am văzut că Bitcoinul este un asset care a performat extraordinar începând cu anul 2009 când a apărut. Până astăzi. Ai spus termen lung, adică 5.000 de euro ar trebui să-i lași acolo, în zona digitală, 5 ani, să vezi ce se întâmplă? E o perioadă bună? Eu așa aș face, da. O perioadă de 5 ani, eu cred că poți să ai, nu știu, profituri și dai. Adică, în 2024, cine a pus în 2019 5.000 de euro, din experiența ta, cât are acum? Păi, hai să ne uităm pur și simplu la valoarea Bitcoinului. În 2019, Bitcoinul a fost și 8.000 și 9.000, deci are aproape de 10 ori banii, da? Dacă mai crește Bitcoinul puțin acum, tu practic ai 10x în 5 ani. Este foarte important și pentru că vorbim despre înțelepciune financiară, e firesc că tu îți promovezi business-ul, crezi foarte mult în ideea aceasta revoluționară, probabil că ți-ai asumat niște riscuri date obișnuit cu ideea la început pe care acum le-ai transformat într-un business cât se poate de stabil. Corect. Și sustenabil și m-aș uita la un moment dat dacă te lași de Bitcoin, pentru că nu știu, nu mai vrei sau poate că, uite, e un antreprenor tânăr care se căsătorește, soția spune mai lasă-mă cu această incertitudine, ai strâns niște bani, hai să investim în altceva. Va, da, ne facem casă, copii, mașini, vacanțe și alte lucruri. În ce te duci să investești acei bani? Sau se mai lasă cineva care e atât de pasionat de evoluția aceasta de investiții în Bitcoin? Eu nu cred că trebuie să te lași. Adică, încă o dată, e la fel ca... Adică, Bitcoinul fiind un asset atât de lichid, în ce sens? Dacă am nevoie de bani mâine, este o urgență sau o oportunitate de investiție, păi Bitcoin eu pot să-l vând în 5 minute și am transformat în lei. Adică am lichiditate constant tot timpul, oricând, la orice oră. Spre deosebire de investițiile în imobiliare, să zic. Pentru că am avut și investiții în imobiliare și am în continuare proprietăți. Dar aveam la un moment dat mai multe proprietăți pe care mi-am dat seama că nu poți să le vinzi imediat. Adică dacă vrei să vinzi o proprietate la prețul corect, e nevoie de timp. Mi-a luat 6 luni de zile să vând un apartament care, pentru care primeam oferte, dar ofertele erau sub prețul pe care consideram eu că îl merită acel apartament. Și atunci mi-a luat 6 luni de zile să-mi transform un asset în bani ca să pot să folosesc banii pentru alte investiții, în speță Bitcoin. Dar la Bitcoin, dacă ai nevoie sau ai o altă oportunitate de a investi, poți oricând să-l transformi în cash, în lei sau euro. Și atunci, în orice moment. Asta, adică indiferent cât ai un milion de euro în valoarea lor în contul respectiv, îi poți scoate sau gradual? Indiferent cât ai, sunt volume de miliarde de euro la 24 de ore, adică poți să transformi oricât.
Dar și tu ai investit, chiar și tu, chiar dacă ești pasionat de acest domeniu, ai investit și în alte afaceri, chiar saloane de înfrumusețare, acele, eu știu, scutere, trotinete, și chiar a fost partenerul tău la noi la emisiune cu acest proiect, parfumerie și așa mai departe, practic imobiliară, ne spuneai puțin mai devreme. Da. De ce? Sigur, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, cine suntem noi la bază, în esență, suntem această conștiință. Această conștiință este, am venit, consider eu că am venit sub această formă umană ca să experimentăm cât mai mult din ceea ce ne oferă planeta și viața în general. Și atunci mie am făcut aceste investiții pentru că îmi place să descoper, să învăț, să trăiesc experiențe noi. Și atunci am zis ok. Așa s-a evit, practic. Aceste, nu știu dacă v-a spus partenerul meu atunci când a participat la emisiunea noastră în legătură cu clinicile. Clinicile au venit, eu mă duceam să-mi fac o procedură la o clinică. Am văzut că s-a pus foarte multă presiune pe mine. Domne, să nu întârzi, că suntem full dați peste cap, nu știu ce. Și de mai multe ori s-a întâmplat asta și zic, oh, așa full sunteți, așa de nebunie. E piață tot. Da, ok. Și am vorbit cu partenerul meu, nu vrei să ne facem și noi, mai ales că, mă rog, clinica respectivă nu era la un nivel extraordinar și totuși era full, din perspectiva mea, bineînțeles. Și am zis, hai să facem noi ceva highest level, să vedem dacă funcționează, să încercăm, începem un proiect. Și atunci a luat naștere business-ul respectiv. Avem 4 locații în București, da? Și urmează să mai deschidem și în alte orașe ale țării. Deci da, sunt business-uri pe care dacă le faci cu pasiune și ai dorința de a te implica și de a învăța niște lucruri noi, să te scoți din zona de confort, poți să reușești lucruri foarte frumoase. 30 de secunde, cam atât mai avem. Și te-aș întreba de ce ai nevoie dacă ești un utilizator nou, junior, cum l-am împărțit eu pe două categorii, nu știu, de cont la bancă, de bani, de un telefon mai performant, de acel portofel digital, ca să te apuci de investiție. Ca să faci o investiție ai nevoie de un cont pe platforma noastră de tranzacționare. Bineînțeles, ai nevoie și de un cont bancar ca să poți să faci transferul de fonduri în contul tău de pe platforma noastră de investiții. Acolo faci tranzacția fie tu sau fie prin intermediul unui account manager de la noi. Și atât, n-ai nevoie de nimic. Mă rog, trebuie bineînțeles să te identifici cu datele de identificare. Dacă suma pe care dorești să o investești este una mare, de asemenea avem departament de compliance, trebuie să faci, să treci prin proveniența fondurilor și așa mai departe. KYC, Know Your Customer, proveniența fondurilor, avem tot ceea ce, mă rog, se cere. Complet și complex este business-ul vostru. La final am ajuns. Îți mulțumesc foarte mult pentru participare, George Rotariu, și mai mult decât atât, pentru că inspiri mii de viitori antreprenori. Asta e foarte important, să facem o educație financiară și să lămurim poate aspecte care au rămas necunoscute pentru mulți români. Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și oricând aveți nevoie să mai discutăm sau de alte informații, vă stau la dispoziție cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Florin Stoian și vă dau o întâlnire luni la aceeași oră 20, dar la emisiunea de actualitate La Zi. Să aveți o seară excelentă. Rămâneți cu A7 TV, sursa dumneavoastră de încredere. Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.